Meghila Rut sau Xulul Cărții rud. Pe vremea judecătorilor a fost o foame în țară. Un om din Betleemul lui Iahuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec. Numele nevestei lui era Noomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion erau efratiți din Betleemul lui Iahuda, ajungând în țara Moabului și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul nomei, a murit și a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orfa și cealaltă Ruf și au locuit acolo aproape zece ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Iahua cecetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iahuda mi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei ei, Iahua să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine, să vă dea Iahua să găsiți o dignă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat, ele au ridicat glasul și au plâns și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. No, mi a zis, întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai am eu oare în fi în pântecele meu ca să poată fi bărbații voștri? Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-vă, eu sunt prea bătrână ca să mă mări din nou. Și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă noaptea aceasta aș fi cu un bărbat și aș naște fii, Ați mai aștepta voi până să se facă mari și ați vrea voi să nu vă măritați din pricina lor? Nu, no, nu, no, fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna lui Ahua s-a întins împotriva mea. Și ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Orfa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Ruf s-a ținut de ea. Nu no, mi-a zis către Ruf. Iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Elohim ei. Întoarce-te și tu după cum nata ta. Ruth a răspuns. Nu sta de mine să te lași și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu? Voi merge și eu. Unde vei locui tu? Voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Elohimul tău va fi Elohimul meu. Unde vei muri tu? Voi muri și eu și voi fi îngropată acolo. Facă-mi ce o vrea, dar nimic nu mă va despăți de tine decât moartea. Noomi, văzând o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. Și femeile ziceau, Noomi este aceasta? Ea le-a zis, nu mai ziceți Noomi, ziceți Mara, căci cel puternic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Iahua mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai înziceți, Naomi, când Iahua s-a rostit împotriva mea și cel puternic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și Nora s-au Sarut Moabita. Au ajuns la Betlem la începutul seceratului orzului.